sunt frământat de felurite sentimente care pribegesc uneori, nu sunt în stare să-mi strâng gândurile împrăștiate, nu pot să-mi fac rugăciunea fără să intervină sau să-mi apară în minte chipuri, vorbe sau fapte fără rost și mă simt copleșit de atâta deșertăciune, cu sufletul atât de gol și de sterp, încât îmi dau seama că nu se zămislesc în inima mea simțiri duhovnecești și generoase ca să merit a mă curăți de solzi aceștia ai sufletului, de care nu mă pot scăpa gemetele și suspinele, închip necesar voi striga, Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te! Când iarăși, mângâiat de Domnul și însuflețit de venirea sa, mă voi simți înconjurat ca de nenumărate mii de îngeri astfel încât să îndrăznesc să-i atac și să-i provoc la luptă pe cei de care înainte mă temeam mai rău decât de moarte și a căror atingere și vecinătate o simțeam cu toată cu tremurarea minții și a trupului. Pentru ca să rămână cu harul lui Dumnezeu cât mai îndelung în mine vigoarea acestei staturnici, trebuie să strig din toate puterile mele, Dumnezeule, vino-mi în ajutor, Doamne, grăbește-te să mă ajuți! Astfel, rugăciunea cu acest verset trebuie rostită neîncetat pentru ca în înfrângeri să ne ridicăm, iar în biruințe să fim păziți și să nu ne trufim. Meditația la acest verset, zic, să fie în sufletul tău neîntreruptă. În orice lucrare, la slujbă, pe drum, să nu încetezi al cântam. La el să meditezi și când dormi și când mănânci și în cele mai mărunte treburi ale tale. Această formulă mântuitoare pentru tine necesară ca bătăile inimii, nu numai că te va păzi atins de navala demonilor, dar chiar te va conduce, spălat de viciile molepsitoare și pământești, către acele ținuturi nevăzute și cerești și te va înălța la acea ardoare a rugăciunii pe care puțin o cunosc și nimeni nu o poate exprima în cuvinte să te fure somnul meditând la acest verset și, format în exercițiul lui neîntrerupt, chiar și în somn să te obișnuiești al cânta. Când te trezești, acesta să te întâmpine cel din tâi. Acesta să o ia înaintea tuturor cugetărilor din starea de veghe. Acesta să te așeze în genunchi când te ridică din pat și de aceea mai înainte să te conducă la toate treburile și lucrările. Acesta să te urmărească în tot timpul. La acesta vei medita, potrivit învățăturile lui Moise, șezând în casă și mergând pe drum, dormind și fiind trează. Pe acesta îl vei scrie pe buzele tale, pe acesta îl vei așeza pe pereții casei tale și în lăuntrul pieptului tău, astfel încât să-ți fie cântare obișnuită și când te așterni pe rugăciune și când te ridici, iar când pleci după toate cele trebuitoare vieții, să-ți fie rugăciune vie și permanentă. Această formulă să o păstreze neîntrerupt mintea până ce, întărită prin folosirea ei neîncetată și prin permanentă meditație, va respinge și va îndepărta mulțimea și prisosul tuturor cugetărilor și astfel, restrânsă la simplitatea acestui verset, va ajunge cu ușurință la acea fericire care deține locul întâi între celelalte fericiri evanghelice.